Datele recensământului ies încet încet la lumină. Institutul Național de Statistică a făcut publice rezultatele preliminare. Conform ultimelor informații, populația stabilă a țării este de 19 milioane de oameni. Aproape 376.000 dintre aceștia sunt sibieni. Conform datelor furnizate vineri de către Comisia Județeană pentru Recensământul Populației și al Locuințelor din județul Sibiu, rezultatele preliminare ale recensământului arată că suntem în total 375.992 de persoane, dintre care 193.118 sunt femei, iar restul bărbați. Recenzații locuiesc în 137.503 gospodării și 166.773 de locuințe convenționale. De asemenea, la nivelul județului au fost recenzate 93.092 clădiri, dintre care 92.646 sunt case locuite. Datele furnizate la finele acestei săptămâni arată că populația stabilă majoritară este de sex feminin. Densitatea populației este de 69,2 locuitori pe kilometru pătrat. Localitățile cu cei mai mulți locuitori sunt municipiul Sibiu cu 1123,2 locuitori pe kilometru pătrat, municipiul Mediaș cu 701,1 locuitori pe kilometru pătrat și orașul Copșa Mică, unde sunt 200 de locuitori pe metru pătrat. La polul opus se situează localitățile Jina, Bruiu și Mihăileni. Cei mai mulți locuitori ai județului sunt vorbitori de limbă română, doar 9.961 de persoane au declarat că au ca limbă maternă maghiară, în timp ce alți 3.693 vorbesc germana și doar 28 ucraineana. În ceea ce privește religia, cei mai mulți sibieni sunt ortodoxi. Este vorba despre 89,4% dintre toți cei recenzați. Alți 2% s-au declarat greco-catolici, 1,3% romano-catolici, 1,5% reformați și între 0,1% și 0,8% s-au declarat baptiști sau adventiști. 2,5% dintre cei care au răspuns la această întrebare s-au declarat de altă confesiune decât cele trecute în chestionar, în timp ce doar 526 de persoane s-au declarat fără religie. 440 dintre aceștia au spus că sunt atei. Tot la acest capitol, 1924 de persoane au refuzat să își divulge orientarea religioasă. Rezultatele finale ale recensământului din 2011 vor fi disponibile începând cu semestrul al doilea al lui 2013.